duminică, 7 iulie, de la ora 17, aici, în fața Guvernului, să protestăm împotriva codului administrativ, împotriva trădării prin care limba maghiară devine a doua limbă oficială în statul român. Nu putem tolera această trădare, nu putem tolera asta. Noi suntem români și punctum, cum spunea Mihai Eminescu. Aici, în fața Guvernului, veniți cu mic, cu mare, să spunem că nu ne lăsăm. Să spunem că pentru limba română, pentru identitatea românească, vom lupta până la cap. Frații noștri din Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare, din întreg Ardealul, sunt puși în fața unui imens pericol. În același timp, toată România se transformă într-un adevărat Babilon. Toate minoritățile din această țară vor avea dreptul să folosească în administrația locală limba lor maternă. Se vor emite acte în limba maghiară, în limba romă, în rusă, în toate cele 20 de limbi ale minorităților din România. Nu se va mai înțelege om cu om. Se vor schimba toate actele. Va fi nevoie să angajeze personal care cunoaște limbile minorităților. Vor fi dați afară funcționari români. Se va produce o adevărată epurare etnică a românilor în România. Haideți, fraților, duminică 7 iulie, ora 17, în fața Guvernului, să spunem clar și răspicat, suntem români și nu ne lăsăm. Doamne ajută! Poporul nostru, lăsat pe verde, dar și de roman, te-a moștenit de la strămoșii noștri, și nimănui nu te-o lăsat. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iară vom avea, vom avea dușmanul care astăzi vânde, va tremura, privind la ea, privind la ea.